Este ora 10:30, iar în centrul de comandă al Romața, controlorii de zbor sunt în alertă. Urmăresc sute de avioane pe un ecran unde fiecare clic înseamnă viața mii de oameni. Așa arăta astăzi după amiază traficul aerian în regiune. Din cauza tensiunilor din Ucraina, majoritatea companiilor au decis să evite spațiul aerian al țării vecine. Aeronavele care pleacă din zona de est și au ca destinație țări din vestul Europei evită să mai tranziteze spațiul aerian al Ucrainei și al Mării Negre din cauza navelor rusești care se află în această zonă. Așa că cea mai bună variantă rămâne România. Noi am remarcat o ușoară tendință de creștere a traficului aerian din spațiul României. Acesta este influențat pe de-o parte de schimbările geopolitice din regiune și de exercițiile militare care se desfășoară pe Marea Neagră. Creșterile au apărut în ultimele două săptămâni. În această perioadă, spațiul aerian românesc a fost tranzitat și de 1267 de aeronave în 24 de ore, o creștere cu cel mult 10% față de o zi normală. Când o companie aeriană dorește să survoleze un spațiu aerian al oricărei țări, ele depun un plan de zbor, iar în urma planului de zbor, ele se facturează. Chiar alaltăieri am zburat la Valencia și, într-adevăr, am sesizat o aglomerare a traficului aerian, în special în zona noastră a României, se presimte în întârzieri în procedurile de apropiere la aterizare. Fiind mai multe avioane în zona culoarelui aerian, culoarele aeriene sunt exact ca și pe șosea. Și atunci eșalonarea avioanelor se face la o anumită distanță. Te pot restricționa să zbor mai încet, să păstreze o distanță mai mare între avioane. Teama companiilor aeriene vine după tragedii precum cea din 2014, când un avion al companiei Malaysia Airlines s-a prăbușit la 50 de kilometri de Donetsk, într-o zonă în care aveau loc confruntări între forțele ucrainiene și separatiștii proruși. Toți cei 298 de pasageri și membrii echipajului au murit, iar ancheta a dovedit că avionul a fost doborât cu o rachetă rusească.